Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Bun găsit, bine ați venit la ultima ediție Deșteptarea României din acest an. Mulțumesc pentru modul în care am conlucrat în ultimele luni aici. Cred că, de fapt, unul dintre scopurile proiectului nostru a fost atins. Nu suntem aici pentru a ne critica unii pe alții sau pentru a-i critica pe ceilalți. Nu suntem pentru a construi poziții adverse. Deșteptarea României și-a propus echilibru, cumpătare și căutarea soluțiilor. Mă bucură cum am dialogat în aceste luni. Mă bucură că am avut și emisiuni crâncene și emisiuni complexe și emisiuni în care ați cerut explicații de la mai mari zilei sau i-ați tras la răspundere. Și, în mod evident, mă bucură că știți România mult mai bine decât noi și ați venit cu soluții pentru educație, sănătate, turism, școală sau pentru pur și simplu viața noastră. Luna decembrie este dedicată mai bunei cunoaștere a poporului român și sub umbrela asta largă ce ne mai unește, v-am propus, oameni buni, să vedem care sunt principalele trăsături de caracter ale noastre, ce ne împiedică să lucrăm împreună, iar astăzi căutăm acea putere a poporului român care ne ajută să rezistăm. Care e principala noastră calitate care ne ajută să progresăm și să înfăptuim niște lucruri aici, pentru că nu suntem chiar ultimii oameni cum adesea ne considerăm. Vă citam mai devreme din Constantin Rădulescu Motru, care la 1910 zicea: nu este țară cu oameni mai curajoși ca țara noastră. Românii sunt eroi, dar cu deosebire când sunt în grup. În front, la război, în ceată, la revoltă, în cârd, la vânătoare, curajul românului nu are pereche, dar românul izolat este blând ca mielul. Astăzi vom căuta această calitate. Ne vom uita și vă voi prezenta date și studii care, sigur că evidențiază ceea ce am spus și în săptămânile trecute, că avem o cultură colectivistă, că ne pasă mai puțin de alții, dar în același timp că adoptăm valori europene cu foarte mare rapiditate, mai ales generațiile tinere. Vă întreb așa, la 0372069599. Îl repet, 0372069599. Care este cea mai mare putere a poporului român? Care este acea calitate, abilitate care ne ajută să progresăm? Și ce ne ajută pe fiecare dintre noi, individual sau împreună, să rezistăm într-un mediu complicat și într-un mediu care nu prețuiește foarte mult pe cei din afara grupului nostru? L-am invitat la această dezbatere pe scriitorul și publicistul Cristian Tudor Popescu. Ni se alătură prin telefon în acest moment. Bun găsit, domnule Popescu, mulțumesc că ați acceptat invitația. Eu mi-am rostit mica introducere, așa că vin cu întrebările către dumneavoastră direct. Care-i cea mai mare putere a noastră, a românilor, domnule Cristian Tudor Popescu? Vă salut, domnule Striblea, vă salut, stimați europene FM. Care e cea mai mare putere a noastră? Da. Puterea de a corupe orice. Dar asta sună sună, cum să vă spun eu, prețios așa, puterea de a corupe orice. Puterea de a cacarisi orice. Spunea la un moment dat un disident autentic al regimurilor totalitare din Est, comuniste, spunea: domne, dacă nici comunismul n-a reușit să-i aducă la ordine pe românii, n-o să mai reușească nimeni. Avem această formidabilă calitate care în vremuri de restriște devine un avantaj. Cum spunea Belu Zilber, un comunist care apoi a fost lichidat de către comuniști, spunea aici, să vedeți ce urmează acum, o spunea la sfârșitul anilor 40,
ce combinație de Stalin cu Caragiale o să fie comunismul din România. Și această componentă Caragiale reușește întotdeauna când să pune peste noi o putere dură, nemiloasă, întunecată, rigidă, noi reușim să o corupem și pe asta. O săpăm, îi dăm la glezne, îi dăm la temelie, nu printr-o luptă de rezistență formidabilă, prin disidență, prin gherilă, nu! Prin cacarisire, cum v-am spus. Adică se reușește să se transforme în caricatură orice acțiune, oricât de sumbră și de dictatorială. Asta e bine. În schimb, când avem ghinionul să fim liberi, așa cum ni se întâmplă de 30 și ceva de ani încoace, avantajul ăsta se transformă într-o pacoste. După cum se poate vedea și nu trebuie să vă mai demonstrez, așa cum am făcut-o în cazul dictaturii. Libertatea este o povară foarte greu de dus de către noi și capacitatea noastră de a corupe se îndreaptă acum împotriva altor valori, împotriva democrației, împotriva statului de drept, împotriva, și lăsând vorbele astea, împotriva seriozității, împotriva ținerii cuvântului dat, împotriva asumării responsabilității, ca să nu mai vorbesc de cinste, ca să nu mai vorbesc de altruism. Atunci avem o calitate care funcționează doar la restriște, adică împotriva unor imperii? Da, exact, exact. Românii funcționează bine sub dictatură. Din punct, calitatea oamenilor crește sub dictatură. Pentru că m-am mărginit să constat acest lucru, schimbarea esențială în 30 și ceva de ani de la Revoluție, este următoarea. Sunt mult mai multe mașini și mult mai puțini oameni în România. Și la propriu și la figurat. Deci, după părerea mea, suntem un popor care nu știe ce să facă cu libertatea și nici nu o prețuiește în majoritatea lui. Sigur că există și excepții, dar în majoritate libertatea nu este o valoare pentru români. Valori sunt salariul, chiar cuantificabile, pensia și altele de soiul acesta. Sunt coșul de la supermarket. Astea sunt valorile pentru români absolut, cum să spun, onorabil. Nu e ceva de condamnat, dar libertatea, după părerea mea, nu este o valoare esențială pentru noi. Domnule Popescu, încă o întrebare înainte de a trece la dezbaterea cu ascultătorii noștri, dar vă citesc din Constantin Rădulescu Motru, 1910, Psihologia poporului român. Zice așa... Nu se poate. Asta alu Motru, alu nu Motru. Alu Drăghicescu. Nu, alu Motru. Zice așa... Dar absolut fără pereche este curajul românilor în exprimarea opiniilor, dacă exprimarea el o face în numele grupului, ca redactor de jurnal. Bună oară! Ești din același grup cu dânsul atunci, lauda lui pentru tine nu mai are margini, ești din celălalt grup, atunci ocara lui nu mai are margini. Sigur că sunt împletite, dar zice că suntem o nație curajoasă când zicem opinii, chiar și pentru... E adevărat că nu dispunea de instrumente sociologice ca astăzi, complexe, adică nu seamănă cu lucrarea domnului David, care are mecanisme construite și măsurabile după standardele epocii. Dar rămâne această exprimare pe care o observ, că suntem niște oameni care totuși ne spunem opinia. Da, sigur, ca să traduc ce spune domnul Rădulescu Motru,
ce spunea. Spunea că suntem specialiști în forțarea de uși deschise. Cum? Sau dacă vreți dumneavoastră, am ambuț. E o zicătoare românească puțin cunoscută, ar trebui să fie mult mai bine cunoscută de către noi, care zice așa: am ambâț de bărbat ca să nu ies de sub pat. Imaginați-vă cam cum e scena. Cine e în pat, deasupra, bărbatul e de desubt și are ambâț de bărbat să nu iasă de sub pat. Să-i dea o palmă morală celuilalt care se află deasupra. E, cam asta spune, da? Deci când suntem în spate cu gașca, păi de mine, ce pamflete, ce ziceți, ce înjurături, ce atitudine, ce opinie, da? Opinia e cu gașca și cu ai noștri, noi și ai noștri, da? Cum vine vorba de cineva care, nu mai vorbesc de cei din partea opusă, mă uit de pildă la televiziunile noastre, dar așa zice, de știri acum și văd dudui care cică sunt jurnaliste și de altfel vechi, așa, care vorbesc despre, de pildă, gașca adversă. Și cineva dintre intervenienți spune la un moment dat: dom'le, dar Bogdan Cutare, zice, care a mințit atunci în legătură cu fondurile, și la care ea spune: nu, vă rog frumos, domn Bogdan nu e cel mai rău de la ăștia, eu îl cunosc, e băiat bun, să trecem mai departe. Deci, ca să mai vorbim de faptul că se adună 15 inși într-o televiziune, toți într-un glas. Nu există nicio opinie separată acolo, toți au de blestemat, de exorcizat câte o persoană pe care li se pune pata. Domnule Popescu, haideți că zic așa, 0372069599, să deschidem dialogul cu ascultătorii noștri. Domnul Cristian Tudor Popescu va zăbovi aici alături de noi. Puteți să-l contraziceți, să-l puneți la încercare sau să întăriți ceea ce spune. Care este cea mai mare putere a poporului român și care e acea calitate care ne ajută să progresăm? Deschidem în acest moment dezbaterea. Octavian, mulțumesc pentru răbdare. Știți că la Deșteptarea României e mai complicat, suntem trei în dialog, avem răbdare unii cu alții. Salutare, Octavian! Bună ziua, domnule Triblea, bună ziua și domnului Cristian Tudor Popescu. Mă bucur că am reușit să intru acum, chiar în ultima ediție a acestui an, după ce tot anul am încercat. Legat de dezbaterea dumneavoastră, eu aș sublinia că poporul român a avut o calitate aceea de adaptabilitate. A reușit să se adapteze, cel puțin discutând de ultimii 30 de ani, la toate timpurile acestea care au trecut peste noi cu tot felul de probleme, cu tot felul de schimbări pe scena politică și care ne-au afectat și pe noi indirect, dar a reușit să se adapteze și cred că... Adică capul plecat, sabia nu-l taie, Octavian? Nu chiar așa, pentru că, așa cum spunea și noastră și cum spunea și domnul Striblea, românul, din păcate, are o problemă în a lua atitudine. Asta a spus-o, asta sunt de acord și eu cu dumneavoastră, că dacă nu există, nu știu, un grup sau de unul singur român, nu va lua atitudine. Asta e clar. Sau dacă nu, trebuie să ajungă la ceva extraordinar, să-i se întâmple ceva ca să poată să ia o atitudine. Dar, în mod normal, nu. Vedeți, toată lumea acceptă. Acceptăm că mergem de atâția ani pe drumurile astea cum sunt, așa cum sunt. Acceptăm foarte multe schimbările acestea. Vedem și ce se întâmplă ziua de astăzi. Oameni puși politic în toate punctele acestea în care ei n-ar avea ce să caute acolo. Dar acceptăm. Românul acceptă aceste lucruri. Vedeți, adaptabilitatea. Dacă nu există adaptabilitate și, pe de altă parte, suntem și lași că nu luăm atitudine, nu ajungeam chiar în punctul acesta. Adică, Să zic că ne criticați. Acum, cum e adaptabilitatea, calitate, dacă până la urmă ea ca este prost? Este prost pentru că, vă spun, neavând, pe de altă parte, neavând tăria și curajul de a
lua atitudine, dacă nici ne-am fi adaptat, era foarte rău de noi. Atunci, da, poate că era mai bine, poate că era mai bine, Octavian. Îți dau eu un exemplu de un popor, se pot da mai multe, poporul polonez, care nu s-a adaptat. N-a vrut să se adapteze, da? Și în momentul de față este printre cele mai respectate popoare ale Europei și lumii. De acord. Și a fost desființat ca stat de 3 ori polonezii. Varșovia, eu am fost la Varșovia și am întrebat pe oamenii cu care eram, zic, dar unde-i centrul vechi? Să văd și eu clădirile vechi. Și a zis, care clădiri vechi? Nu mai există nici una. În al doilea război mondial, Varșovia a fost rasă de pe fața pământului, până la iarbă. Nu s-a adaptat. Și iată cine este Polonia acum și cine e România. Așa e. Deci mai rămâne calitate, Octavian? Uite că a fost pusă la încercare de domnul Popescu. Adaptabilitatea asta mai rămâne? Dacă nu mai există, polonezii au luat atitudine. Normal, nu s-au adaptat, dar au luat atitudine. Dacă nu se adaptau și nu luau nici atitudine, atunci nu-i vedeam bine, așa și noi. Dacă ne-am adaptat și nu am fost în stare să luăm o atitudine, măcar am reușit să trecem peste aceste timpuri grele, așa cum am trecut, dar am trecut. De altă parte, dacă noi am fi avut și cea de-a doua calitate aceea de a lua atitudine și de a pune punctul de vedere... Am impresia că se exclud unele pe altele. Cred că asta Da. Ori te adaptezi, ori ridici capul, precum polonezii. Îți mulțumesc pentru punctul tău de vedere. Aș vrea să-l ascult pe Alexandru. Salutare, Alexandru. Ești la Deșteptarea României alături de mine și domnul Cristian Tudor Popescu. Calitate. Calitate sau puterea poporului român. Bună ziua, Cătălin, sper că mă auzi. Bună ziua, domnule Popescu. Alexandru Popescu sunt și eu. Eu o să încerc să aduc o perspectivă puțin diferită și o să mă refer la un atu mai degrabă decât la o calitate. Și o să spun și cred cu tărie că marele atu al nostru, al poporului român, este faptul că... Nu, este foamea. În engleză sună mai bine. Hunger. Cum? Imediat o să explic. Voltaire, o să citesc și eu din cineva, Voltaire spunea că istoria este povestea saboților de lemn care urcă tropăind gălăgios cările, în paralel cu povestea papucilor de mătase care o coboară în liniște. Noi suntem acum încălțați cu saboți de lemn, tropăim, slavă Domnului, îngrozitor, dar asta ne face să fim printre cei care urcă. În ciuda teoriei milenariste care ne-am puiat capul de când eram mici, eu cred că suntem o națiune tânără, foarte tânără, care avem foarte multe de recuperat, de ajustat, de învățat. Dacă vreți să fac o paralelă și mai dură, suntem avarii, longobarzii și gepizii sau cine vreți dumneavoastră ai secolului 21. Dar asta nu ne face răi, ci ne pune într-o poziție în care ne așezăm la masa bucatelor, care e o masă bogată. Așa. Și în ciuda faptului că suntem neciopliți, asta face din noi un popor care își cere drepturile și care are în față o perspectivă și care în următoarele decenii va putea să ajungă acolo. Asta cred cu tărie despre noi. Deci foamea. Cred că asta e foamea noastră de a ajunge acolo unde sunt ceilalți, așa cum longobarzii și cu ceilalți au avut foamea să ajungă în Imperiul Roman și până la urmă au ajuns să-și câștige un loc la masă. Și azi îi numim germani, italieni, francezi, spanioli și tot felul. Așa s-a întâmplat. N-am văzut-o venind pe asta, da. Stați un pic să-i dăm cuvântul domnului Popescu, că bănuiesc că l-ați surprins. Da, îmi mărturisesc că foamea, Voltaire, longobarzii, avarii, Imperiul Roman și toate acestea, pe mine mă depășesc. Discursul domnului Popescu este peste nivelul meu. Vă mulțumesc mult că mi-ați dat ocazia să particip la emisiune, dar trebuie să întrerup în clipa asta, pentru că am niște probleme de rezolvat. Vă doresc sărbători fericite tuturor și să ne vedem cu bine și cu sănătate în ianuarie. Ne auzim și în ianuarie.
Domnul Popescu, rămâne să vă susțineți în contradictoriu cu mine teoria că domnul Alexandru Popescu mai este? Nu-l mai aud. Ne auzim? Sunt aici, eu vă aud. Da. Rămâne să vă susțineți în contradictoriu cu mine teoria, căci trebuie să recunosc că... Aștept să mă contrazice. Păi, uite ce vă zic eu. Dacă e vorba despre foame, știți ce s-a întâmplat? Oamenii care, sau societatea flămândă, sau cea care a fost doritoare de progres, nu a plecat, nu a rămas aici, ci a plecat să construiască în altă parte. A plecat o parte din ea și care n-a rupt legăturile cu țara. Nu le-a rupt deloc. Chiar dacă unii dintre ei spun că nu se mai întorc, ne transmit fie gânduri, fie bani, fie își trimit copiii la Naționala de Fotbal, fie multe alte lucruri. Ei nu au rupt legătura cu noi și ei pentru noi sunt în continuare un cârlig de care ne agățăm, da? Și ne uităm la ei cu invidie, cu admirație, câteodată nu înțelegem, câteodată îi compătimim, dar cred că ne dorim cu toții, sau cel puțin o mare parte dintre noi, să facem mai mult, să facem mai multe. Unii încă nu știm cum, unii încă nu știm că ne dorim. Dar cred cu tărie și mă uit, din nou, mă uit în spate, în istorie, această diferență de potențial a fost catalizatorul pentru popoarele care, la un moment dat, nu reprezentau nimic pentru istoria Europei, dacă ar fi să ne oprim doar la Europa. Și comparația cu Polonia nu stă în picioare. Polonia e un stat, un regat, care încă din secolul XIII era prezent aici și domina Europa. Noi suntem, repet, o națiune care s-a creat, s-a format la jumătatea secolului XIX și suntem încă o națiune tânără. Și ne căutăm locul. Și din ce în ce mai tare ne cerem. Știți că o să vă invit la programul ăsta, Alexandru, peste 30 de ani, să vedem dacă ați avut dreptate. Că avem timp. Hai, nu, că ies la pensie peste 30, peste 20. Hai să facem peste 20. Da, ne mai auzim până atunci. Mulțumesc tare mult! El a fost Alexandru. Foamea, adaptabilitatea și foamea. Astea sunt calități de popor mic, sărac, nu? N-avem și calități de popor de ăsta mare. Salutare, Marian! Bine ai venit la Deșteptarea României! Salutare, m-auziți? Da, te ascultăm. Ești undeva pe drum. Da. S-aude? Da. Te aude bun. Eu m-am gândit că ce a spus și Octavian, primul interlocutor, la partea de adaptabilitate, cu laturile sale, că trebuie un pic explicat, și adaptabilitatea asta are două tăișuri, da? Pozitiv-negativ. Flexibilitate, o marjă de toleranță, de asta și trăim cu și unguri și de ce nu inovare, învățare, ce ar mai fi de improvizație. Improvizație și inovare, da, domnule, zici că ne-a dat Dumnezeu un talent, da, dintr-o sârmă facem la motoarele alea, mă rog, pe vremuri, acum nu știu dacă se mai poate, că le-au capsulat, dar țineți minte cum era? Deci dintr-o sârmă se lega, se făcea, se tregea. Nu ne oprea nimic din drum. Da. Și aș vrea să fac o paralelă un pic ce s-a discutat deja, partea de comparația cu Polonia. Am trăit în Polonia, așa, în Varsovia, și 3 ani și jumătate. Și pot spune că diferența între noi și polonezi, bine, ei pot să spun că sunt nemții estului, ai zice, este parte de leadership. Adică... Au avut noroc, poate, da? Că nu știm, e ca oul și găina care a fost întâi. Se ridică niște lideri din poporul ăla sau s-a nimerit, da, să aibă lideri, să se ridice niște oameni care să-i conducă spre progresul acesta pe care povestea domnul Popescu. Da? Dar nu sunt lideri oglinda poporului? Păi asta zic, e ca ou și găina. Nu știi care a fost primul sau prima. Da?
Poate nu întotdeauna e, poate este un noroc, da, să acceadă niște lideri care, sau acceadă niște lideri, cum? Da, care să ducă poporul respectiv către progres și să imprime niște modele. Da. Marian, îți mulțumesc, dar să știți că n-am adunat multe calități. Da, n-am adunat acele lucruri sau să fie numai astea. Este imposibil. Eu nu cred că suntem atât de diferiți. Poate contextul istoric ne-a făcut să fim în nu media europeană, ci într-o parte a ei, dar în mare ar trebui să avem și noi ce au ceilalți. Laurențiu, salutare, ești la Deșteptarea României. Bună ziua dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Pe cât de mult mă bucur că am intrat în direct, pe atât de mult îmi pare rău că s-a retras domnul Popescu, pe care îl respect foarte mult pentru vehementa și tăria cu care își susține părerile de cele mai multe ori pertinente. Voiați să cu el. Nu vreau numai să văd dacă este sau nu de acord cu ceea ce am să spun. În primul rând, domnule Cătălin, cu tot respectul și pentru ideile dumneavoastră, vă rog frumos să aveți mai multă atenție la exprimare. Spuneați la începutul emisiunii că ne adaptăm la valori europene. Nu, ne adaptăm la norme europene. Nu toate acestea reprezintă valori. Am avut niște valori aici naționale vă corectez, pe care nu ne adaptăm la norme europene. Dimpotrivă, studiul pe care îl citam și ceea ce spune și Daniel David este următorul lucru, că refuzăm să preluăm norme europene pentru că vin pe un fond cultural care este care nu le receptează bine, pentru că având alte valori, respingem normele europene. Vă dau un exemplu ca să fiu cât mai clar. Noi, de exemplu, am preluat norma europeană a incompatibilităților și conflictelor de interese și le-am adus într-o cultură în care românii au încredere doar în grupul propriu. De aceea, în momentul în care parlamentarii români și-au numit consilieri din cadrul familiei, ceea ce este interzis prin normele europene pe care le-am preluat, poporul a zis și parlamentarii au zis, pe drept cuvânt, e așa înțeleg, păi pe cine să pun mă, dacă nu în ăștia în care am încredere. Înțelegeți? Deci am fost destul de clar în ceea ce am spus. Generațiile mai tinere preiau valori și în același timp populația generală respinge într-o oarecare măsură norme europene. Aici este doar un exemplu de coruptibilitate, de nepotism, ceea ce caracterizează relațiile noastre. Eu vă citesc din două studii, cel al Daniel David și cel făcut prezentat ieri de Rethink Romania, care exact asta spune. Instituțiile europene aduse de la Uniunea Europeană și genul acesta de legislație vin pe un context gol în România sau pe care România nu-l pricepe. Pentru oamenii aceia nu este corupție. Știu că pentru dumneavoastră este corupție și asta înseamnă. Dar pentru cei aflați în cauze, ei nu înțeleg ca atare. Bun, din vedeți punctul meu nuanța? De vedere, aceste norme europene nu reprezintă neapărat niște valori. Am avut cu adevărat niște valori naționale și tradiționale peste care aceste norme europene impuse, zic eu, trec. Și nu sunt de acord cu asta, dar să vorbim și un pic în latura pozitivă, vorbesc de calități. Principala calitate a poporului român o văd inteligența nativă și inventivitatea, acea trăsătură care ne-a ajutat totdeauna să facem din ceva bici să mai și trosnească. Este o valoare pe care ar trebui să o promovăm și să o tehnologizăm, să o aducem la rang de artă și la rang de credință în muncă. Și asta este o valoare pe care Europa nu ne-ar respecta-o, exact pe acele norme impuse de care vă vorbeam. Din alt punct adică de vedere, n-ar respecta și Europa faptul că suntem inventivi? Nu, faptul că vrem să facem de toate și din puțin, Europa n-ar respecta, pentru că interesele economice sunt atât de mari încât trebuie ca toată economia noastră să fie dependentă și interdependentă, dar mai mult dependentă, de economia europeană. Dar acum nu vreau să schimb cursul discuției. Nu. Credeți că există economii care nu sunt conectate la fluxurile generale ale lumii ăsteia și care dau o bunăstare popoarelor lor?
interdependența este ceva bun, dependența nu, pentru că ni s-au distrus atâtea capacități de producție încât am început să importăm tot de Uniunea Europeană. Chiar mă gândeam astăzi dacă o țară valoroasă și inventivă trebuie să se raporteze la industria aceea de tip greu sau la industria de tip nou. Eu vă dau un exemplu. E adevărat că nu mai avem fabrici și uzine, nu mai avem IMGB să facem turbină sau tractor pentru Nigeria, dar în schimb aici la București avem 10-15 mii de oameni care lucrează în tehnologia informației și, dacă vreți, suntem dependenți de Google, de Adobe, de toți cei care și-au adus compania aici, dar industria sau oamenii care ar fi muncit cu șaiba în industria grea, muncesc acum cu softul. Da, este un punct de vedere corect. Eu așa văd lucrurile și nu cred că... Da, dacă vreți, vorbim despre globalizare. Adică, da, globalizarea, să știți că a stricat multe lucruri peste tot și în America și în Marea Britanie. Aici însă revin la ce înseamnă acea inventivitate. Da, e posibil să aveți dreptate. E chestiunea asta. E un talent al românilor. Aici sunt e un talent. E un talent care trebuie pus în valoare. Da. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Poate, uite, vin aici cu o sugestie, poate școala românească aici are de lucrat. Să scoată la iveală tot acest talent. Poate. Eu așa mă gândesc, nu știu, decât exerciții pe hârtie. În egală măsură și școala și investitorii. Asta ar fi foarte frumos. Aceste talente. Asta ar fi foarte frumos. Efectiv scouter de astfel de talente. Spuneți-mi când, că de curiozitate, când ați făcut ultima oară la dumneavoastră, la serviciu, sau poate sunteți antreprenor, un curs de stat de pregătire, de reevaluare, de căutarea unor noi drumuri? Am cel puțin două traininguri pe an în sensul ăsta. Bravo. În domeniul asta, în care lucrez. Asta e minunat. Și mă bucur să aud asta, pentru că am impresia că multe companii private au renunțat la chestiunea asta. Felicitări. Lucrez într-o companie privată, lucrez într-o franșiză pentru o multinațională și avem două traininguri pe an de dezvoltare personală, de căutare, de soluții, de felicitări. Felicitări companiei dumneavoastră și dumneavoastră că încurajați astfel de lucruri. Asta funcționează. Laurențiu, mulțumesc mult, îmbrățișări și da, trebuie să mergem mai departe. Valentin, salutare, ești la Deșteptarea României. N-am strâns bună mult ziua. Astăzi, îmi pare rău să vă zic, n-am vești bune despre noi. Cam da, stăteam și mă gândeam că ce urma să spun la capitolul calități va fi cam cu două tăișuri. Ia să vedem. Pentru că a fost un fel de plan B și creativitatea a fost un fel de plan B și spiritul ăsta inovator. Pentru că am stat în baza lui ca să fim reactivi. Noi n-am avut, ne-au fost de folos doar ca să reacționăm la situații care au venit peste noi. Crize, războaie, cotropitori. Pentru că noi n-am fost puși mai niciodată în poziția de a ataca, de a... Ne-am fi descurcat, acum... domnule, fii atent, dacă am fi fost atacatori, nu știu, ne-am fi descurcat, noi asta am fost învățați, că n-am atacat. Cred că o mai fi atacat și noi pe aici, pe acolo, pe unii, pe alții, adică, așa, nu la scară planetară, cum făceau turcii sau austrieci. Probabil a fost mai mult o haiducie, ceva izolat. Deci nu, în afară de astea, nu găsește altceva pe mine asta. Mă amuză. Măi, e foarte greu, nu știu, parcă suntem coborâți așa, da, nu știu. Pentru că, cumva, cred că aici asta ne arată că am fost un popor spiritual. Spiritualitatea, cumva, cred că asta e cea mai mare calitate a noastră. Frumos spus. E pentru posibil. E exact diferența aceea dintre popoarele care trăiesc în clime calde și cele care trăiesc în clime mai reci. Sunt obligați să stea înăuntru și atunci, cum sunt popoarele germanice, nordice, și-au trebuit să exceleze pe partea tehnică, și ceilalți s-au bucurat mai mult de viață. Arta, cultura lor este mai bogată, de la arta culinară până la arta plastică. Iar noi suntem la jumate, noi suntem între luni. Excelentă observație, îmi place. Îmi place observația ta, că e de bine, așa mă faceți, mă simt și un pic mândru. Adică, bă, dar stai că noi aici... Uite, cum ziceau și oamenii ăștia, am o listă aici de călători în România, știi ce constată ei?
Dom'le, că la bucătărie și la ospitalitate nu e popor care să fie mai bun. Spun asta și francezi și germani. Aici, domnule, extraordinar. Probabil de asta nici nu prea am avut timp să ne gândim la acotropii sau a anexa alte teritorii. Pentru că am încercat să ne cumva să carpe diem la noi. Să știi că s-ar fi putut, cred că să, îți mulțumesc tare mult, cred că se ștrea un pic bine așa prin unele locuri. Ce să cotropești? Dacă tu ai de toate și soare și iarnă și mâncare și băutură, ce trebuie? Și mai spunea cineva aici, domnule, Edward Grenier în secolul al XIX-lea spunea așa, toate româncele erau frumoase, chiar cele ce erau mame și bunice, căci erau și bunicele la bal. E? Ia uite o româncă. Adriana, salutare! Bună ziua! Ce să cotropești dacă voi toate sunteți frumoase? Da, mulțumim! Mi-a plăcut ce a zis domnul Cristian Tudor Popescu și cred că, de fapt, pe noi ne-ar ajuta să evoluăm frica. Frica, da. Capul plecat, sabia nu-l taie. Dintotdeauna am avut chestia asta. Sunt convinsă că o dictatură ne va putea ajuta să evoluăm, dar o dictatură dintre asta benefică, care să vină și să scoată la lumină exact inteligența asta noastră și mâna aia de fier care să zică, auzi bă, ia pleacă tu de aici cu tot nepotismul tău și cu toate alea, ia concurs de talente, concurs de ceva, dar nu să vină tot ăia să-i verifice, nu, să vină cineva din exterior. Nouă ne trebuie un audit extern, nouă ne trebuie o persoană care să vină și să spună care era campionul mondial la matematică, la informatică, la ceva, ia vină mă copilul încoași, vină și spune și nouă aici ce să facem noi să iasă bine. Asta ne trebuie nouă. Nouă ne este că și suntem capabili să reacționăm inteligent sub frică și sub teroarea asta. Adică ne iese în valoare, chiar ne iese la suprafață și talentul și inteligența. Și suntem capabili da, să facem din rahat și să pocnească, dar sub frică. Deci această dictatură, nu știu, mie mi s-a părut că în perioada lui Hohenzollern a ieșit ceva frumos din România. Doamne, a fost Maria audit, a făcut... n-a fost dictatură, l-a fost auditul extern pe care l-ai cerut. Așa. Auditul, așa, da. Ăla a fost. Deci nouă ne trebuie un audit extern. De ăla așa, care da. Țapă în sănătos. Dom'le, doar să nu vină... Chiar și la polonez e frumos. E bună și comparația cu Polonia. Este excepțională. Da, îți mulțumesc tare mult. Da. Îți mulțumesc tare mult, Adriana. Frumoasă, cum au spus călătorii străini. Nu dictatură și în orice caz nu cea rusească. Dar eu, la final de deșteptarea României, vreau să vă spun că sunt mândru de poporul acesta român și european care sună la noi. Sunt mândru de calitatea ideilor voastre, de modul în care observați România, de faptul că luați atitudine și de modul în care putem conlucra. Cred că noi aici, la Europa FM, ar trebui să fim mândri împreună de ce am făcut anul ăsta și de ce facem anul viitor. Așa, cu pași mărunți, încercând să facem câte un pic, câte un centimetru de mai bine în fiecare zi. De fapt, România progresează. Sigur că la nivelul vieților noastre ne-am dorit mai mult, dar fiți siguri că ziua de mâine o să vă aducă ceva mai bun. Eu sunt Cătălin Striblea, România în direct, deșteptarea României pentru anul acesta se încheie aici. Revenim în 10 ianuarie, până atunci rămâneți cu Europa FM, iar acum cu Iorgu Ianuși la știrile Europa FM. Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României.